puțin. Vezi și proiecte noi pentru trei zodii. Trei zodii. Noi pe unde trei suntem? Noi suntem departe de proiectele astea noi. Hai să intrăm pe spanius.ro. Ia să vedem, scorpionii primesc surprize de la partenerul de viață. Iar săgetătorii fac pași spre o împăcare. Deci noi facem parte... Noi facem parte din aia care nu... Ale trei zodii. Ale trei zodii. Proiecte noi, da. Bună dimineața, domnul Remus Ionescu, să aveți o zi minunată. Mulțumesc tuturor. Bună dimineața, o zi frumoasă. Continuă, bineînțeles, perioada de energie, bună dispoziție, optimism. Jupiter este planeta vedeta acestor zile și îi pune în valoare, îi ajută să se pună în valoare pe săgetători și pe pești. Pe de altă parte, o schimbare importantă. Aseară târziu, Venus a intrat în semnul peștilor. Pentru toți, pentru toată lumea, o tușă importantă de sensibilitate, emoție. Nu ne mai propunem să obținem orice cu orice preț. Iată ce anunțastele pentru cele 12 zodii. Berbec. Un suflu nou, idei pentru viitor proiect, bucurie pentru vești de la oameni aflați pe alte meleaguri. Pe de altă parte, nevoie de evadare din cotidian, dorință de aer curat. V-ați putea hotărâ dintr-o dată asupra unei destinații pentru acest sfârșit de săptămână? Bineînțeles, dacă nu aveți deja un alt aranjament. Taur. Se poate să reglați o situație contractuală și mai ales partea care ține de plăți, restanțe, să renegociați poate niște condiții de împrumut. Bune șanse pentru câștiguri suplimentare în săptămâna următoare. Veți scăpa de stresul cheltuielilor care se anunță. Gemeni. Aranjamente verbale anterioare sau promisiuni pot fi puse pe hârtie acum, iar după semnarea acesteia începe și demararea unui contract. Începe o perioadă numai bună să lucrați la imaginea voastră socială sau profesională și veți vedea și rezultate într-un timp record. Rac. O zi spornică, cu destule lucruri de pe lista voastră pe care le veți bifa ca fiind îndeplinite. Pe de altă parte, interes pentru cursuri de pregătire, de perfecționare profesională, mai ales dacă ați aflat recent despre posibilitatea de a vă înscrie la un examen, un concurs sau de a avansa cumva în carieră. Leu. Continuă pasa bună pe care o traversați și ați putea obține atenția, aprecierile sau recunoașterea din partea unui juriu, a publicului sau a unui șef. Posibil să găsiți o sursă convenabilă de finanțare pentru un proiect al vostru și veți începe pașii pentru obținerea acestuia. Fecioară, veți observa amabilitate și disponibilitatea altora de a rezolva o încurcătură, de a trece peste o neînțelegere recentă. Dintr-o dată se pot schimba lucrurile într-o relație sentimentală sau, dacă nu există, poate faceți acum cunoștință cu cineva care se apropie de idealul vostru. Balanță. Vă îndreptați, poate, atenția asupra actelor ce trebuie puse în ordine sau a unei situații pe care ați tot amânat să o întocmiți. Vă surprinde și pe voi ușurința cu care rezolvați diverse chestiuni care țin de birocrație, de obținerea unei adeverințe sau semnături. Scorpion. O surpriză plăcută din partea ființei iubite. O rezervare la un restaurant, la o sală de teatru sau un cadou, un semn de grijă și de atenție. Oricum, voi veți fi pe recepție și veți ști să răspundeți acestui gest, ci vor urma zile neașteptate frumoase. Săgetător, poate faceți voi primul pas spre o împăcare sau, dacă vă doriți renegocierea unui contract sau unei înțelegeri, să îmbune șanse să găsiți acum o ușă deschisă. Casa și gospodăria capătă prioritate acum, interes pentru renovare, curățenie sau pentru o tranzacție imobiliară. Capricorn. Se pare că veți lăsa departe grijile sau gândurile negre sau poate că apare vestea care vă ia o piatră de pe inimă. O după-amiază minunată, animată de tot felul de mesaje și de invitații să vă întâlniți, să socializați sau poate că acum stabiliți data unei negocieri a unui interviu de angajare. Vărsător. Un noroc ce ține de sfera financiară. Un câștig neașteptat, o reducere consistentă, profitați poate de o promoție la un produs pe care vi-l doreați de mult. Și ar fi bine să profitați de următoarele 2-3 săptămâni ca să vă echilibrați balanța financiară și chiar să puneți ceva deoparte. Pești. Telefon sau întâlnire de efect. Posibil să se adeverească un vis al vostru, să vi se împlinească o dorință. Dar pentru voi ar fi binevenite acum, bineînțeles, și niște scuze, dorința de împăcare din partea cuiva care părea să vă fi dat uitării. Să avem o zi bună! Să avem o...